trebuie să fie portul frumos de sărbători. Uitați-vă și dumneavoastră, a venit Viorica Macovei, că este elegantă, că este frumoasă, că e fericită, că are un sos minunat și un copil senzațional, se știe. Pe de altă parte, domne, când vrei să sărbătorești la un moment dat, să mergi la un colind, trebuie să știi cum să faci treaba asta. Să fii îmbrăcat adecvat. Bine. Așa, v-am găsit. Foarte frumos, bine ai venit. Sărbători frumoase. Sărbători fericite astăzi tuturor. Chiar de la tine de acasă, nu? Aceasta, de fapt, Sebastian Coroi m-a ajutat cu acest liber sau cu un sumănel. Hai să-i spunem sumănel. Sumănel. Făcut la Târgu Neamț. La Târgu Neamț, așa? Și mă bucur foarte mult că sunt meșteri populari care mai creează alte astfel de lucruri. Și acum se mai face. Foarte frumos. Da, adevărul că e superb. Eu cred că poți să apar și la Paris cu un asemenea sumănel. E o apariție, nu? Pe cuvântul meu. Chiar. E foarte bine că Yves Saint Laurent a luat ia românească și a făcut din ea un... Miu-miu și... Exact, da, exact. Foarte frumos. Deci... Noi am venit astăzi să vă colindăm, Cristi. Am înțeles. Da, exact. Până când dăm drumul la colinde, ca să fie toate bune și la locul lor, cum se colindă la voi, cât se colindă, se mai colindă, cum se colinda? Se colindă foarte frumos, adică copilașii merg încete. Așa. Pe uliță, îmbrăcați, cei mai mulți îmbrăcați în straie populare, îți dau lacrimile când îi vezi și imaginea asta, nu știu, te face să trăiești din plin sărbătorile și să-ți amintești de copilărie. Ceea ce spun de altfel și în... nu știu dacă pot să-l numesc colin. Cred că e mai mult un cântec de Crăciun, cu titlul sugestiv Hai acasă de Crăciun, gândit special pentru românii din diaspora. E foarte frumos. Oamenii plecați de departe de țară și îți mărturisesc cu sinceritate că și săptămâna trecută am susținut un concert la Hanovra, în Germania, și acum două săptămâni am susținut un concert la Dublin, în Irlanda. În clipa în care am cântat acest colin, sute de români cu telefoanele în mână plângeau. Am înțeles că piesa are deja pe YouTube 100.000 în câteva ore. Pe TikTok s-a viralizat astăzi, în 5 ore am făcut peste 120-130.000. Iar pe YouTube, într-adevăr, de aproape două săptămâni postat, avem aproape 200.000 de vizualizări. Foarte frumos. Dar organic, natural, bio, suntem adepții. E o creștere bio pe YouTube, da? E foarte să bine. Umflăm lucrurile așa. Da, plătim și după aia vezi că, de fapt, potează tot suiul de chinezi care nu știu despre tine. Nu vrem baloane de săpun, oameni buni. Noi vrem să fim așa. Foarte frumos. Sunteți. Copilul tău a scris lui Moș Crăciun? I-a scris și, apropo, zi. În acest colind o să vedeți pe Sofia în premieră, cântând un refren, la final de tot. Deci la final... E cireașa de pe tort. Frumoasa Sofia, pe care ați văzut-o la noi în platou, care este un copil absolut superb, cântă la final, așadar, atenție mare, vedeți copilul acolo, cum s-a descurcat, a fost totul în regulă? Emoționată, mai ales că atunci când am înregistrat acest cântec de iarnă, ea avea 4 anișori și un pic, nu putea să-l spune pe R, și a cântat, fiate bun, fiate bun, hai acasă de Crăciun, s-a auzit și voi. Este adorabilă. În orice caz, copiii trebuie să cânte așa cum știu ei, nu trebuie să învățăm foarte mult, pentru că atunci când sunt naturali, sunt cei mai plăcuți, cei e mai frumoși. E foarte bine. Uite, mergem cu Viorica spre locul de cântare. Până atunci, domnul... Și n-am venit singură. Păi asta vreau să-i arătăm, dar până ajungem noi acolo să nu se uite lumea la noi când mergem. Domnul Salomia, ai făcut, domnule, de mâncare? În sfârșit am terminat și o pastele, păcat că Mira a plecat, ai dar sărit-o pe Mira de data sper asta. Că cineva o să le deguste. Să cam cu personal. Ce ai pus, cum le-ai făcut? Deci pentru aceste paste am folosit ciuperci castană, paste pacheri, roșii deshidratate, usturoi, busuioc proaspăt și foarte puține smântână vegetală. Stai că nu le vedem acum. Doar vine atât. Colega noastră să te introducă. Cam hai, astea vedem. Sunt pastele noastre, pacheri. Deci mama de post. Mia, castană, de post? Da. Vreau auzi, rețeta. Dar vreau să te întreb, pacheri sunt de la Moldova? Putea să le cheme pacheri, dar le cheamă pacheri. La câți moldoveni sunt în Italia? Da. S-ar putea să fie și pacherii. Niște pastii, adică niște pacherii. Păi da. Doamnelor și domnilor, Codri Neamțului alături de noi, te rog să-i prezint. Da, Codri Neamțului, Sebastian Coroi, liderul șeful nostru acolo, și coregraful, care are un anunț foarte important de făcut. Spun eu sau spui tu, Sebi? Săptămâna viitoare, pe
pe data de 21, eu încep a colinda, cum se spune, la Iași am concert, apoi iarăși Iași, Piatra Neamț, sunt foarte multe orașe, însă pe 22 decembrie ne vedem la Piatra Neamț, la Teatrul Tineretului, unde ansamblul Codri Neamțului împreună cu Sebastian Coroi sunt sărbătoriți, aniversați. Câți ani ați făcut? Mulți! 11, pardon, 13 de activitate și concertul se află la 11-a ediție. Este concertul nostru aniversar, deci care îl facem adian. E tradiție, da. Foarte frumos. 13 ani și 11 ani, foarte bine. Împreună cu surorile Osoianu și mulți alți invitați, însă ce este inedit? A pus primul concert în vânzare în prima zi, în primele 24 de ore, s-au epuizat biletele. Foarte bine. I-am zis, Sebi, trebuie să pui încă un concert în aceeași zi. Am mai pus unul. S-a epuizat și ăsta în câteva zile, nu? Și acum e și al treilea, și nu? Acum este și al treilea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt absolut convinsă că o să îl vinde până săptămâna viitoare. Nu, și ziua aia o să cânte de dimineața până seara și a doua zi nu o să mai cânte, că nu o să mai poate. Ce este important? Să veniți la concert, să vă bucurați de colinde, de obiceiuri tradiționale și să, în perioada asta a sărbătorilor, să fiți așa mai sensibili, mai dăruitori, mai blânzi, mai iertători. Așa să fie. Să aveți sărbători luminate și binecuvântate. Viorica Macovei și Codri Neamțului, mulțumim pentru vizită, să-i auzim. Hai acasă de Crăciun! Te așteaptă mama-n beag.